Citeam o știre cu președintele țării Maia Sandu a fost la... prin Comrat, nu, în Găgăuzia. A ignorat-o pe Irina Vlah la Bălți. Nu vine zilele viitoare. Zilele următoare? Da. N-am auzit de ce s-o părit. Eu vă întreb, nu știu dacă s-a părit. Nu, eu consider că când vin într-o regiune, apropo, eu nu a fost nici la Bălți, nici într-un oraș, unii avem primari, hai că cumva, știți cum? Adică, e că și apropo la Pasca, la Peledimie, și observă, știi? E că n-au nevoie de ceva smotanaș. Dar pe urmă să fac asta, cum se numește la care? Nu vede nică în blachior și de la biserică. Am uitat, din poverni în copchilărie. L-ai citit și tău, domnule Gonță. Căroci, să fac morți în pupșoi, știi? Uh-huh. Adică nu a fost nici într-o... Centru, doamna cerit eu, primar de Drochia, Glodia, nicăieri. Dar cum a procedat cu Vlah? Oricum nu-i curești. Chiar Vlah și susunătoarea lui Dodon. Oare un bașcan care e prorus? Băi, e bașcan? Bună ziua, l-ai sunat. Adică fix așa a făcut Dodon. Când eu eram în carantină și el, aha, o sat în carantină, de răbdi să mă duc la primărie, la Bălți. Țineți minte? Când încă eu zis lui Grigoriș, încă să vezi ce fac eu din tine, școlea, bravo, i-a spus. Adică, nu, cu ce-ți diferă de Dodon în cazul ăsta? Adică sună bașcanul, te duci, chiar dacă te-a invitat primarie. Bașcanul este astăzi, îi place cu nu place. Adică ai sunat-o, au законодателя събрания asta lor, înțelegeți? Adică parlamentul lor local. Te faci pe neznaș, te duci asta, ea... Căruși, arată urât. Eu n-ar fi făcut așa ceva niciodată. Adică eu când mă duc azi în sate, orașul, domnul Gonță, primarul, ia lui Dodon, e de la blocul acum, pide, bună ziua, domn primar, ia că vin în sat, în oraș, mă întâlnesc cu oameni. Adică asta e un lucru normal, asta este un etichet.